Bună seara, domnule Lincar. Bună seara. O victorie foarte importantă, foarte frumoasă. Poate, nu știu, mai ușor decât v-ați fi gândit la începutul partidei. Nu neapărat. Chiar am... Le-am spus jucătorilor înainte de joc că vreau să joace ca niște campioni. Pentru mine sunt campioni. Îmi pare foarte bine că am început jocul în forță, ne-am creat situații de a marca, putea fi scorul la pauză, zic eu, mult mai mare, dar eu știu, lipsa de inspirație din fața porții a făcut ca să intrăm la pauză doar cu 3-0. Vedeți, în fotbal sunt reprize diametral opuse, a doua repriză am suferit, am început ezitant. Și-au creat și ei ocazia, a venit și golul, chiar a avut o șansă mare să facă 3-2 și nu știu cum s-ar fi derulat în continuare jocul. Vreau mai multă responsabilitate de la ei, sunt jucători maturi, cu experiență și până la urmă trebuie să știe și să gândească foarte bine anumite faze ale jocului. Spuneați înainte de meci sau v-ați temut că Petrolul ar veni să joace la 0-0. A spus poate și mai mult... În acest motiv accentul pe faze fixe, acolo unde a dat toate golurile din faze fixe. Da, cu siguranță. Ne-am și creat multe ocazii și de contraatac, în care am avut situații de a marca, dar știam că Pârvulescu normal e fundaș dreapta, a jucat mijlocaș dreapta, n-a jucat Bratu de la început, a jucat Constantinescu, care este un mijlocaș care face foarte bine faza defensivă, mai bine decât Bratu, Kindrich, care iar e un jucător destul de agresiv în zona centrală. Deci ei cu siguranță au venit să nu primească gol, doar că până la urmă elanul nostru, inspirația, jocul bun a făcut ca să deschidem scorul și după aia chiar să reușim să intrăm cu un 3-0 la pauză. Nu știu ce le-a spus la pauză, dar bănesc că nu au respectat în repriza a doua. E ceva specific fotbalului românesc, nu cred că mă confrunt doar eu cu aceste situații. E dureros, chiar de multe ori ca antrenor nici nu mai știi ce să faci, adică cum să schimbi discursul, mai ales când conduci cu 3-0 la pauză, vedeți, Albin... Nu e ușor să conduci cu 3-0 liderul. Nu, corect, dar în fotbal, din păcate, și la 4-0 poți să ai emoții. Fotbalul e foarte... Nu poți să domini jocul de la un capăt la altul. Sunt momente, 10 minute poate ai tu inițiativa, alte 5 pe adversarul și atunci trebuie să profiți de momentele tale bune când trebuie să dai gol. Dar, per total, ce pot să zic? Îi felicit pe jucători pentru rezultat, pentru puncte, că doar asta contează în acest moment. Le-am spus că vreau să fim foarte pragmatici și mai avem jocul de sâmbătă cu Slobozia, o echipă care și ea luptă pentru locul 5, va veni să joace, va veni cu siguranță cu multe lani și mai ales că au avut 8 zile de pauză. Noi jucăm la câteva zeci de ore, dar sper eu, jucătorii care vor intra, să o facă foarte bine și să reușim să câștigăm și jocul de sâmbătă, pentru că e important să ținem acolo, sunt cele trei echipe care, din punctul meu de vedere, se bat pentru locul, pentru primele două locuri. Ce va face diferența aici, în această luptă? Poate meciurile directe, că mai joacă și Petrolul acum, cu Hermannstadt. Meciurile directe, da, noi mai jucăm și cu Hermannstadt, dacă asta este adevărat, dar... Sunt patru jocuri toate foarte importante. Fiecare punct e important, dar dacă vom reuși să ne câștigăm cele două jocuri de acasă, zic eu că facem un pas mare pentru a promova direct în Liga 1. Atmosfera, cum a fost și la final am văzut că galeria v-a strigat numele. Da, atmosfera foarte frumoasă aici la Cluj. E adevărat că ai nevoie de rezultate ca să vină lumea la stadion. Acești minunați băieți chiar le-au realizat și mă aștept ca la următoarele două jocuri chiar să reușim să doborâm recordul de asistență din acest an, undeva la 10-12.000 de spectatori. Mulțumesc mult! Vorba vine, bună seara, că n-a fost o seară bună pentru voi. Ce s-a întâmplat în acele 25 de minute? Acolo da, s-a decis meciul. Bună seara! Practic. E o seară tristă pentru noi. E greu de digerat așa înfrângeri, dar trebuie să fim puternici acum în momentul ăsta, să ridicăm capul și să ne pregătim de următorul meci. Au fost niște greșeli care prea ușor le-am făcut cadou adversarilor care n-am pregătit așa meci. Nu s-a primit ceea ce am vrut să facem astăzi. Ați intrat, poate nu știu, și puțin mai relaxat sau ei au intrat mai bine decât voi în meci?
Nu, aici a fost diferența, fiindcă am făcut cadou 3 goluri într-o perioadă foarte scurtă. Pe urmă, pe parcurs am avut și noi ocazie, chiar la 3-0 am avut, eu cred că foarte multe ocazii am avut astăzi, care nu au vrut mingea să intre în poartă. Sunt în fotbal, se întâmplă și așa lucruri. Noi trebuie să fim puternici să mergem înainte. E greu de digerat, e foarte greu de digerat, dar asta este. A jucat și vreo 20 de minute cu numă minus după ieșirea lui. Da, cu părere de rău, s-a accidentat de ara, un pic noptul să prelungească meciul. Asta este, mergem la Ploiești, facem analiză la acest meci, trebuie să-l uităm, dar e important să facem analiză corect și ne pregătim pentru meciul următor. Era lansată lupta acum la primele două locuri? După... Evident. Nu, noi n-am fost nicio secundă cu gândul că suntem promovați. Și staful tehnic mereu a avut discuția asta cu noi. Să nu ne relaxăm, fiindcă se joacă campionat până la ultima etapă. Ar fi o, nu știu, cum ai vedea să ratați cumva promovarea după ce ați fost? Nu vrem să ne gândim că ratăm sau nu ratăm. Se joacă până la ultima etapă. De aia trebuie să fim conectați, să ne concentrăm. Poate asta sper să fie un duș rece pentru noi. De obicei, după așa meciuri, noi un pic ne-am trezit. Și sper să fie la fel și astăzi. Ne trezim un pic mai... Să fie un duș rece. Mersi. Seară bună. Bună seara, Dragoș. Cât de importantă e această victorie? Bună seara. O victorie care ne duce pe locul unde ne-am propus să fim la finalul anului. O victorie meritată. Cred că a fost doar o echipă pe teren astăzi, din punctul meu de vedere. O echipă bună a Petrolului, dar care a fost clar dominată de noi astăzi. Ați început foarte motivați, ați dat. Ei au luat 3 goluri până acum în play, voi le-ați dat 3 în 25 de minute. Da, pe când joci cu atâția suporteri minunați în spate, pe un stadion așa frumos, clar că și noi jucătorii ne motivăm în plus și cu siguranță am reușit să facem și ceea ce ne-a spus antrenorul nostru și am pus în practică foarte bine. Ai dat 2 goluri astăzi, cu atât mai dulce victoria? Cu siguranță. Țin să îi dedic aceste goluri tatălui meu, pentru că astăzi este ziua lui de naștere și sunt foarte fericit. În primul rând că a câștigat echipa și mai ales că am putut să înscriu de ziua lui și să ducem echipa acolo unde este locul. Îți cam place să marchezi pe la început de meci, al patrulea meci parcă anul ăsta, în care dai gol până minutul 10. Da, la început, la mijloc, la sfârșit, nu contează, să câștige echipa. Ai spus că prin această victorie ați ajuns pe locul 2, acolo ne vreați, dar bănesc că și la locul 1 v-ați gândit, sunt 3 puncte. Obiectivul este promovarea, nu ne gândim la locul 1, 2, să fie promovare directă și cred că atunci vom face un oraș întreg fericit. Da, mersi mult. Din păcate nu a fost o seară tocmai bună pentru echipa noastră. Ce s-a întâmplat acolo la început de meci? 25 de minute de coșmar. Am avut un început de meci mizerabil, pot să spun. Inexplicabil, cu atâtea greșeli. Din păcate au fost și golurile primite și deși pe final am încercat și am avut ceva situații, cred că n-am fi meritat mai mult decât ce am obținut în seara asta. Ați luat 3 goluri în top play până acum, azi ați luat 3 în 20 și un pic de minute. Da. Asta e, v-am spus, am făcut greșeli, multe greșeli mari și decisive, s-au văzut și pe tabela de marcaj, nu ne rămâne acum decât să ne recuperăm rapid, să analizăm unde am greșit, de ce am greșit și să ne pregătim pentru următorul joc. Au intrat mai motivați cei de la U? E clar că au intrat mai motivați, asta s-a văzut, nu trebuia să întâmple asta, dar v-am spus, greșelile mari fac diferența la nivelul ăsta și noi am greșit mai grav de tot. Era altfel, nu știu dacă ar fi jucat Diara până la final, a jucat vreo 20 de minute cu 9 minus. Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla, dar v-am spus, nu cred că merita mai mult la cum a fost jocul, nu cred că merita mai mult în seara asta. Apar iar emoțiile, nu? Pentru promovarea directă. Suntem în continuare tot la mâna noastră și mai sunt 4 jocuri. Din calculele mele mai trebuie să facem 6 puncte. Cred că putem face acest lucru, ține doar de noi. Dacă nu vom reuși asta, ne merităm soarta. Simți cumva și pe jucători, nu știu, au fost mult timp pe primul loc, au început play-off-ul bine. E o presiune care ne apasă de la începutul anului, asta e clar. Presiune sau relaxare, cum că se văd. Nu, e o presiune, presiunea promovării. Ne apropiem de final și e o presiune, v-am spus. De când am început, din ianuarie, de când am început, practic, avem presiunea asta, facem niște greșeli pe care nu le făceam în toamnă și, din păcate, asta e. Meciul cu Steaua, cum va fi în tur, ați pierdut? E un meci
de 3 puncte, un meci care contează, îl jucăm acasă, pe stadionul nostru, cu suporterii noștri în spate și ne dorim din tot sufletul să-l câștigăm. Ați rămas minute bune după finalul meciului pe bancă, va veni greu să credeți ce s-a întâmplat astăzi? Greu de crezut, am stat și am discutat un pic cu Claudiu și ne gândeam ce am făcut greșit, de ce 25 de minute, cum spuneți dumneavoastră, am fost atât de slab și după aia am reușit să jucăm, da? După ce se termină meciul, găsim soluții mai bune decât alea de la începutul meciului. E ușor după ce se termină meciul să găsim rezolvări. Bun, mulțumesc!